Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc Bisericii Domnului și fraților, surorilor care s-au mobilizat pentru slujba divină din această dimineață. Apreciez memoria celor care au spus poezii învățate cândva în copilărie și binecuvântăm părinților dacă mai sunt în viață, pentru că atunci când au fost mici, i-au învățat lucrurile pe care le-au spus în această dimineață. Frați și surori, timpul care ne-a rămas, aș vrea să-l dedicăm atenției noastre asupra Cuvântului Lui Dumnezeu și în dimineața aceasta să înțelegem că nimic nu este la întâmplare, toate lucrurile sunt în providența unui Dumnezeu care organizează istoria în funcție de voia sa. Ceea ce trebuie să facem este să ne încredem în Dumnezeu și atunci când este soare, pentru că avem nevoie de el, să ne încredem în el și atunci când nu mai este soare, pentru că avem nevoie în viață și de timp fără soare. Aș vrea să citesc din cuvântul Domnului un singur verset din Evrei capitolul 9, versetul 27 și mai apoi am să vă spun câteva gânduri care sunt în inima mea. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Amin. Acesta este cuvântul de care vreau să vă aduc aminte în această dimineață. O dimineață în care ne uităm la viață și îi punem notă. O dimineață în care ne uităm la oamenii din jurul nostru și le punem notă. O dimineață în care, dacă avem curaj, ne uităm la noi și ne punem notă. Viața este un lucru foarte complicat, de obicei greu. Dar în ciuda faptului că viața este lucru cel mai greu pe care îl avem, niciunul dintre noi nu vrem să renunțăm la ea. Ne place așa cum este. În această dimineață aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră un cuvânt al Domnului care să ne aducă aminte despre faptul că șansa noastră de a trăi pe pământul acesta este una egală cu a tuturor celorlalți oameni. Însă alegerea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în dar este dreptul nostru de a face ce dorim cu această viață. Și ciudat este că Dumnezeu nu ne obligă nici să facem binele și nu ne oprește nici să facem răul. Ne lasă să facem ce vrem. Iacov, inspirat, spunea, voi ar trebui să ziceți, dacă Domnul va voi, vom trăi. Și dacă trăiești, faci ce vrei. Viața este un lucru complicat. Și mulți dintre cei care au trecut de 30-40 de ani, să nu mai vorbesc de cei care sunt înainte, uitându-se în urmă, la pașii din vale, acceptă că multe lucruri trebuia să le facă altfel. Trebuia să le spună altfel. Dar Timpul a trecut, a săpat pe piatră și va rămâne o mărturie a ceea ce am fost înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, viața unei biserici este mult mai complexă ca viața unui individ sau viața unei familii, deoarece o biserică compune foarte mulți oameni. Și dacă în familie există legături de sânge, care obligă la suportarea anumitor lucruri, în biserică oamenii sunt străini, trupește unul de altul, motiv pentru care uneori există nu doar indiferență, dar chiar invidie sau resentimente. Asta face situația și mai complicată. Dar, dincolo de toate acestea, Dumnezeu ne cheamă să trăim în pace și să abordăm crizele vieții de pe o poziție de răbdare, de credincioșie. Și de încredere că Dumnezeu guvernează istoria și nu noi. Dacă eu aș fi fost în această dimineață în locul lui Dumnezeu, aș fi fost responsabil. Dar eu nu sunt în locul lui Dumnezeu, sunt doar în locul meu. De aceea, Dumnezeu trebuie lăsat să facă ceea ce vrea să facă, pentru că El este stăpânul Universului. Uneori nu înțelegem ce face El. Dar atunci când nu înțelegem, trebuie să credem. Iar atunci când înțelegem, pe lângă faptul că înțelegem, trebuie să credem de asemenea. În sfârșit, frașii și surori, revenim la versetul pe care l-am citit și vorbind despre faptul că viața începe cu nașterea și nu se termină niciodată, moartea fiind doar o schimbare de domiciliu din existența aceasta într-o alta, alta care nu se mai sfârșește. Observăm că reperele unei vieți în nașterea Moartea și judecata. Nașterea, moartea și judecata. Iar viața le hotărăște pe ultimile două. Nașterea este un eveniment, moartea de asemenea, judecata la fel, dar viața este un proces. Este un proces compus din evenimente. Și la începutul vieții, eșuăm în anumite evenimente. Pentru că nu știm cum să ne comportăm mai bine. Îmbătați de nebunia tinereții, de atracția păcatului, greșim. Dar anii trec, învățăm din aceste greșeli și dacă folosim mintea pe care Dumnezeu vrea să ne dea prin mântuire, prin cuvânt, prin duhul său, ne desăvârșim alergarea și ne apropiem de Dumnezeu cu fiecare zi ce se consumă din tezaurul zilelor vieții noastre. Vreau să pun un exemplu în mijlocul acestor explicații. Și sigur că aș putea să iau multe persoane să le dau drept exemplu de pe paginile Bibliei, oameni care au trăit cu Dumnezeu, care au ieșuat, care au învățat din eșecurile lor și care s-au pocăit și au renunțat la eșecuri. În dimineața aceasta vreau să-l iau pe Moise. E un cuvânt care a rămas în inima mea deoarece l-am organizat într-un anumit fel cu mai mult timp în urmă pentru o anumită întâlnire a tinerilor. Și acum aș vrea să stau cu exemplul acesta în fața dumneavoastră și înainte să ne despărțim să învățăm ceva. Mois a trăit 120 de ani. Nu puțin, nu mult. 120 de ani. Atunci când spui puțin, puțin este un cuvânt care exprimă absolutul subiectivismului. Ce înseamnă puțin? Puțin e în general ce nu ne ajunge nouă. Dar nu întotdeauna ce nu ne ajunge nouă e puțin. Mult, de asemenea, este un cuvânt flexibil. Că nu întotdeauna ce spunem noi că e mult, e mult. Noi, în funcție de interesele noastre, numim anumite cantități de timp sau de altceva, mult sau puțin. În sfârșit, Moise a trăit 120 de ani. Dacă noi am fi trăit 300, Moise trăia puțin 120, dar pentru că noi trăim 70-80, Moise trăiește mult 120. Ce subiectiv e omul când apreciază lucrurile în funcție de dorințele și de realitatea din viața lui. Viața acestui mare bărbat se împarte în mai multe perioade de timp și Moise este un alt om de la o perioadă la alta. Te uiți la el în prima perioadă și zici, ăsta e Moise. Îl întâlnești mai târziu într-o altă perioadă de timp și deși seamănă cu Moise, nu mai e el. La fel se întâmplă în a treia perioadă de timp când spui, el e Moise. Și îți dai seama că nu e nici Moise pe care l-ai cunoscut, nici cel care ți-a creat probleme data trecută când l-ai văzut și nu era el, e un altul. Și spui, domnule, Câți oameni pot fi într-un om? Probabil că răspunsul este mulți. Continuând șirul acesta de gânduri și lăsând în centru acest Moise, care de la o perioadă a vieții la alta e tot un alt om în funcție de experiențele pe care le are și în funcție de oamenii cu care se întâlnesc și afectează viața lui, aș vrea să vedem prima perioadă din viața lui Moise. Această perioadă de timp presupune nici mai mult, nici mai puțin decât a treia parte din total, respectiv 40 de ani. Un Moise de 40 de ani. Câțiva dintre noi suntem cam în jurul acestei perioade acum. În sfârșit, această primă perioadă de 40 de ani, care este prima din viața lui Moise, el o trăiește în Egipt. În vremea aceea Egiptul era una dintre cele mai mari puteri ale lumii, superputerea lumii de atunci. Împăratul ei era numit faraon, armata egipteană era de temut și era un întreg în imperiu. Moise, în baza unor circumstanțe guvernate de providența lui Dumnezeu, de la minus infinit ajunge la plus infinit. Era să fie omorât de o lege nedreaptă a vremii, mama lui îl încredințează în mâna lui Dumnezeu punându-l într-un coșuleț dar Dumnezeu îngrijește de destinul lui și, în ciuda faptului că începe cu stângul, termină cu dreptul. Și ajunge nici mai mult, nici mai puțin la cel mai frumos palat din Egipt, la palatul lui Faraon. Și devine unul dintre copiii lui Faraon, prințul Egiptului. Ce privilegiu! Această poziție nu-ți o poți alege. Te naști cu ea sau nu? Câți dintre noi am refuzat să fim prinți dacă am putea? însă pentru că nu putem nici nu ne bate în capul dacă ne-am vrea sau nu. Moise n-a vrut să fie, însă când s-a trezit, s-a trezit prinț. Așa da viață. Numai că viața aceasta de prinț, în ciuda faptului că place omului firesc, ea nu este grozavă. Prinții sunt niște oameni nefericiți. Am făcut odată un curs într-un oraș din Anglia și am învățat acolo despre care e programul reginei. Și credeți-mă că am spus, îți mulțumesc, Doamne, că nu mai ai făcut regina Angliei. Femeia asta e o femeie foarte chinuită. Se trezește dimineața și vine unul cu un cimpoi, mod aia scoțiană, și ăla cântă. Și ea nici mai mult, nici mai puțin trebuie să-l asculte. Și apoi vine cineva și o ajută să se îmbrace, să-și schimbe hainele, altcineva îi pune masa și n nu poate să mănânce ce îi place, n-are încotro, și întreaga ei viață e o viață publică. Oamenii care n-au o viață publică cred că e o mare fericire în viața publică, dar cei care o au își dau seama că atunci când trăiești pentru alții nu mai ai timp să trăiești pentru tine. Moise a avut o viață publică. A fost un om a cărui viață nu avea niciun pic de intimitate și nimic personal. El era prinț, dar această atitudine a lui, această poziție a lui de prinț îl făcea vulnerabil în cele mai intime și personale aspecte ale vieții lui. În sfârșit, stând la curtea lui Faraon, el realizează când începe să se facă mare că poporul din a cărui etnie se trăgea el, de fapt este prizonier în țara aceea și deși el, printr-o serie de circunstanțe, este prinț la palat, el se trage dintr-un popor care este bătut cu biciu și muncește mai mult decât este normal. Poporul acesta de evrei știa că nu trebuie să rămână în Egipt. Ei au fost aduși acolo la invitația unui alt prinț al Egiptului, că întotdeauna evrei au avut prinți printre ei, pe care, care au trăit în emigrație. Și Iosif a adus ce mai rămăsese din evrei în Egipt, o țară prosperă la momentul acela, dar i adusese numai în perioada de criză. Evrei, îndrăgostindu-se de Egipt și de tot belșugul de acolo, nu s-au mai întors în țara lor și au rămas acolo, crezând ei că Iosif nu va muri niciodată și va rămâne mereu prinț. Numai că Iosif, ca toți muritori, a murit într-o zi și când a murit prințul, s-a oprit și conducta de oportunități. Și dintr-o dată oamenii liberi din Egipt, evrei liberi din Egipt au devenit prizonieri. Și acum doreau să plece, dar nu mai puteau, pentru că faraon i-a ținut cu forța. Și când Moise se naște al prinț și când devine mare, el găsește națiunea lui roabă sau robi în Egipt. Iosif le dătuse de înțeles că și el prin natura împrejurărilor a ajuns în Egipt, dar nu iubește Egiptul mai mult decât pe evrei și Cananul, Motiv pentru care le spusese înainte să moară, să luați oasele mele de aici când veți pleca, să nu lăsați oasele mele în Egipt, pentru că asta nu-i țara în care trebuie să ne naștem și să murim. Aici, pentru o vreme, mâncăm bucățica de pâine. Ei au uitat, după cum oamenii uită multe lucruri și de cele mai multe ori pe cele pe care ar trebui să le țină minte. Evenimentul acesta de criză din viața lui Moise îl pune în fața unor realități pe care nu le-a cunoscut. El n-a ce este bătaia, pedeapsa, biciu, nedreptatea, dar la un moment dat ieșind să vadă țara, vede un egiptean care bate pe un evreu. Sângele lui de evreu devine superior educației lui de egiptean și sare cu evreu, că sângele apă nu se face. Și pune mâna pe egiptean, îl lovește și îl omoară. Evenimentul acesta de criză îl obligă pe Moise să aibă niște experiențe care îl duc într-o altă perioadă a vieții lui. Și acum fac o aplicație practică lăsându-l pe Moise acolo unde este. De fapt, nici nu știm unde este cu trupul, că nici Scriptura nu ne spune. Știm numai că este și el în ceata sfinților în duhul. Dar, lăsându-l pe Moise acolo, ne oprim la noi. Și vreau să fac următoarele afirmații. Dacă ești în această perioadă a vieții, când nu există decât plăcere, nu există decât confort, nu există decât plimbare prin țară, timp în care nu te interesează de casa lui Dumnezeu, nici de împărăția lui Dumnezeu, nici de destinul împărăției lui Dumnezeu, și nici măcar de frații tăi. Te uiți la ei și tu râzi, că pe tine nu te-a lovit niciodată biciul. Tu zâmbești. Tu nu știi cât doare biciul, pentru că pe pielea ta n-a fost niciodată. Și ție ți se pare că ești privilegiat, numai că privilegiul acesta este un blestem. Să nu fi încercat, să nu treci prin teasc, să nu simți durerea, să nu guști din ea, înseamnă să mor cum te-ai născut fără să înveți nimic din viață. Moise a fost prins 40 de ani. Dar perioada aceasta de irresponsabilitate, de lux, de plăcere, perioada aceasta de nepăsare, de lipsă de implicare, a luat sfârșit în, ultim, în, în, în urma unei crize. Dacă în viața dumitale nu se va întâmpla o criză, simpla voință de a te schimba nu va fi destulă. Mai spun o dată lucrul acesta și dacă vrei un singur lucru să ții minte, ține-l pe asta. Dacă în viața dumitale nu va veni o criză, simpla dorință de a te schimba nu se va realiza. Pentru că de cel puțin 5 milioane de ori până acum ai vrut să te schimbi și nu te-ai schimbat niciodată. Cel obligă pe om să se schimbe este criza. Și criza, deși doare ca biciu, e o mare binecuvântare. Și în viața lui Moise a apărut o criză. Și obligat a trebuit să-și lase prințul și să fugă. Calitatea de prinț și-a lăsat-o la palat. Viața însă și-a păstrat-o și a fugit. Unde a fugit? A fugit în pustiu. Într-o localitate, într-o zonă numită Madian. Ei bine, a fugit acolo ca să-și scape viața. Ce a spus el pe drum mergând spre acolo? Doamne, n-am putut eu să-mi vădă treabă. Eram prinț. Aveam slujitori. Mi se aducea ceaiul și dacă nu era destul de fierbinte, spuneam, ia gustă din el. Ție-mi rușine? Și uite acum ce am ajuns. Cine mai îmi face ce ai? Cine mai mă învață toate tehnicile de apărare și de atac și toată știința Egiptului? Cine mai înslujește? Cine îmi face patul? 40 de ani am trăit așa. Și mergând spre nicăieri, regreta omul ce i s-a întâmplat. Numai că acest, această greutate în care intra, îl ajuta să se formeze ca om. Noi nu ne-am născut să fim prinți, noi ne-am născut să fim oameni. Și cine își părăsește condiția de om și îmbrățișează condiția de prinț, moare fără să învețe să fie om. Lui Moise i s-a arătat harul să-și părăsească condiția de prinț. Și următoarea perioadă, numărul 2, tot de 40 de ani, ca un făcut, nu mai e o perioadă a plăcerii. Din prinț ajunge cioban, din singur ajunge în surat. Și din plăcerile de la palat ajunge un om care trăia când ploa sub o bucățică de prelată a vremii, țesută de nind în cânepă sau cine știe în ce vreme aceea și se băga și el acolo. Dacă în Egipt își făcea duș de două, trei ori pe zi, acolo probabil că își făcea o dată pe lună, pe an, nu știm. Dar oricum condițiile de viață s-au schimbat fundamental. Să pleci tu din inima palatului celui mai mare imperiu al vremii, și să ajungi între firele de nisip, fiind singur cu oile, cu berbecii și probabil cu frumăgar pe care îl purta de colo până colo, așa cum au ciobanii, acesta este culmea eșecului. Numai că eșecul acesta este folosit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu înalță ce e înălțat, Dumnezeu înalță ce este smerit. Și când Moise a fost la faraon, nu putea să-l înalțe, că atunci Moise era deja sus, dar Dumnezeu l-a smerit și l-a înălțat, dar nu l-a umflat să plutească, ci doar l-a înălțat. Și Moise are o experiență teribilă a prăbușirii. Numai că în această prăbușire socială, intelectuală, emoțională, în această prăbușire financiară, socială, există o înălțare spirituală ieșită din comun. Și acolo, în greutățile pustiei, cioban la oi. Moi se învață să fie om, uitând să mai fie prinț. Orice te oprește să înveți să fii om, este un blestem. Banii te pot opri, școala te poate opri, aerele te pot opri, adică mândria, prostia și multe alte lucruri care par șanse și privilegii. Moi se a învățat să fie om, nu în timp ce era prinț. În timp ce era prinț, a învățat artele marțiale, știința Egiptului, a învățat el multe. Dar când Dumnezeu a venit la el, el a întrebat: Cine ești, că nu te cunosc? Să trăiești 40 de ani și să nu-l cunoști pe Dumnezeul cerului și al pământului e culmea falimentului. Și Mois a trăit 40 de ani și nu l-a cunoscut pe Domnul. Și Dumnezeu este obligat să aducă o criză, o durere, un necaz, o nenorocire în viața lui, ca să-l scoată din starea aceea de mediocritate și să-l ducă să-l implice într-o școală a durerii, ca să scoată spuma din el, să scoată untul din el, să scoată smântâna din el. Metoda lui Dumnezeu să formeze oameni este umilința. Metoda lui Dumnezeu să formeze oameni este suferința. Metoda lui Dumnezeu să formeze oameni este singurătatea. Metoda lui Dumnezeu să formeze oameni este anonimatul. Cine a fost vreodată celebru mai mult sau mai puțin. Știe ce înseamnă asta. Cine a fost așa, și acum nu mai este, din nou știe ce înseamnă asta. Când ai avut două-trei de mii de dolari în bancă, și acum te uiți la un cent când ți-l dă restul, că ăia din bancă s-au dus, ai trecut și pe acolo, ai trecut și pe aici, ai și urcat, ai și coborât, ai fost și în moțul dealului, ai fost și în adânc dăi, văi și acum știi cum e și acolo și acolo. Dar când n-ai fost decât în vale, n-ai nicio idee cum e în deal, dar și când ești doar în deal, crede-mă că n-ai nicio idee cum e în vale. Și prințul din moțul dealului se coboară și ajunge în fundul văii, unde prin singurătate, prin anonimat, prin suferință și prin umilință, Dumnezeu scoate omul din prinț. Și coaja rămâne, iar conținutul se duce mai departe. Și conținutul era căutat de Dumnezeu, timp în care ambalajul rămâne la Faraon. Și probabil îl dă altuia, ca să ne înrocească și pe altul. Ei, uitându-ne la Moise, dintr-o dată observăm următorul lucru. Aici nu mai avea slujitori, el însul slujea, dar nici măcar pe oameni, cum fusese el odată slujit în calitate de om. Acum slujea animalele. Să nu poți măcar niciun om să slujești și să ți se dea să slujești de animale, este un lucru complicat. Însă Moise avea nevoie de o asemenea umilință pentru ca mai târziu să poată să facă și lucruri mari. Ascultați-mă cei cărora vă trece prin minte să faceți lucruri mari înainte ca să faceți lucrurile mici, Dumnezeu vă stă împotrivă. Dacă vrei să cucerești două cetăți, mai întâi trebuie să cucerești una. Dacă vrei să te rogi cinci minute, mai întâi învață să te rogi două minute și jumătate. Dacă vrei să predici, mai întâi învață să dai îndemn. Dacă vrei să vorbești, mai întâi învață să taci. Și multe alte lucruri, dacă nu știi să faci lucrurile mici, cum îți permi să -ți treacă prin minte să faci lucrurile mari? Regula asta la Dumnezeu e fundamentală. Împărăția lui Dumnezeu nu e împărăția lumii unde dai banul și te urci în vârful dealului cu telefericul. La Dumnezeu se urcă pe jos. Încetișor. Mai te odihnești, mai urci o postată și uite așa. E, așa urcă Moise. Evenimentul în care Moise este implicat aici, în pustie, când îi se arată Dumnezeu, este sfârșitul celei de-a doua perioade din viața lui, de 40 de ani, după cum momentul în care îl omoară pe egiptean este primul eveniment care îl trece din perioada a întâia la a doua. Încă o dată a stat 40 de ani la palat, a trăit în lux și în nepăsare față de Domnul. Are o criză în viață, trebuie să fugă că l-a omorât pe unul. Și acum îl căuta legea ca să-l pedepsească. Se duce în pustie și 40 de ani stă cioban. 40 de ani cioban. A avut o viață modestă, ieșită din comun. Și în acei 40 de ani a fost o școală, n-a mai fost o școală pentru minte, pentru minte a fost școala în Egipt. N-a mai fost o școală pentru, uh, din astea, pentru asta tot în Egipt a fost. De data aceasta a fost o școală pentru inimă, pentru duh, pentru suflet. Și aici Moise, deșteptul de Moise, și puternicul de Moise, și cultul de Moise, și cititul de Moise, devine credinciosul de Moise. Că pe om nu-l face credincios luxul, ci necazul și amărăciunea. Vei spune, nu e adevărat. Păstrează-ți ideea. Dar ziua de mâine s-ar putea să te convingă dacă eu nu reușesc. Și Dumnezeu nu îi se alată la palat. Că atunci când ești la palat, ești atât de sus încât Dumnezeu pare mic. Dar te duce Dumnezeu undeva unde și tu știi că ești mic, nu numai alții. Și de acolo, acolo, în locul acela, vine Dumnezeu și spune, ia uite-te acum la mine. Și nu te mai uiți de sus, că n-ai încotro, acum te uiți de jos. Și când era Moise mic în ochii lui, vine Dumnezeu la el. Și Dumnezeu intenționează un dialog cu Moise, pentru că-i venise vremea. Dar Moise întreabă, Doamne, Tu cine ești? Eu nu te cunosc, nu știu nici măcar numele Tău. E cea mai elementară dovadă că nu cunoști o persoană atunci când nu știi cum îl cheamă. Aceasta a doua perioadă din viața lui Moise, de anonimat, de sărăcie, de lipsuri, de umilință, de singurătate, îl învață să trăiască cu Dumnezeu, să păstorească, să conducă, să înțeleagă, să ierte, să iubească. Și când Dumnezeu crede că a învățat-o și pe prima, 40 de ani la palat, și pe a doua, 40 de ani în Madian, vine la el și spune, Moise, prima perioadă frumoasă din viața ta să știi că eu am adus-o și ție ți s-a părut că este destin. A doua perioadă din viața ta să știi că tot eu am adus-o și ție ți s-a părut că e blestem. Ei, crede-mă că aceste amândouă perioade, fiecare de câte 40 de ani, compunând 80, două treimi din viața ta, a fost o perioadă în care te-am pregătit. Și acum uitați care este statistica lui Dumnezeu. Te pregătește două zile ca să slujești una. Te pregătește 80 de ani ca să slujești 40. Te pregătește două ore ca să slujești o oră. Cu alte cuvinte, timpul de pregătire e dublu decât cel de slujire. Credeți că mai e valabil și astăzi? Da, de unde. A treia etapă din viața lui Moise este generată tot de o criză. Dar această criză nu mai este de umilință, că nu mai avea săracul unde să se umilească. Această criză este de ridicare. Că umilința care vine de la Domnul nu-i veșnică, ea e doar o școală și când ai trecut examenul, Dumnezeu te scoate din școală și te bagă în fabrică. Și acum Moise este scos din școală și este băgat în fabrică. Tot o criză face trecerea de la a doua perioadă la a treia, după cum făcuse trecerea de la prima la a doua. Și vine Dumnezeu în fața lui Moise și Moise încremenește. Să vezi tu o grămadă de lemne, un tufiș care arde și nu se mai termină și trece o oră și lemnele alea ard cu aceeași intensitate. Dom'le, păi, conductă de gaz. Conducta de gaz nu se epuizează, că vine de la rafinărie. Fşt. Dar lemnul, lemnul se epuizează, că e materie prin ardere. Se transformă în cenușă și în nimic. Și Moise se uită mirat, că avea o țără de minte la vârsta asta, că trecuse până multe. Și zice, domne, trebuie să fie aici ceva la mijloc. Și într-adevăr, la mijloc era cineva, nu ceva, era domnul. Și în criza aceea, în stupoarea aceea, în inexplicabilul, în supranaturalul acela, Moise este trimis să slujească. Îl dă Dumnezeu jos din palat, îl trimite la oi în Madian, fiecare perioadă de câte 40 de ani și acum îi mai rămâne 40. Și în sfârșit vine vremea când face ce trebuie. Asta ar fi trebuit el să facă și la palat, dar nu i-ar dea lui de treburi de astea. Și ar trebui să se ducă prin Madian, să aibă parte de suferință, suferința să formeze în el ceea ce palatul nu formează niciodată, să-l facă om, că palatul face prinți. Și Slujitorii când slujesc, nu pot sluji de pe poziția de prinți, că atunci când slujesc, prinții mai bine să-și vadă de treabă. Și îl pune Dumnezeu pe Moise să se facă om și de pe poziția de om să slujească, nu de pe poziția de prinți. Și când slujește omul Moise, este diferit de când slujește prințul Moise. Când slujește prințul Moise, îi dă una la egiptean și îl coboară în locuința morților. Când slujește omul Moise, vine Dumnezeu să nimicească pe evrei și Moise spune... Să nu-mi o iei nume de rău, Doamne, dar mai bine o moară-mă pe mine și lasă-i pe ei să trăiască. Câtă pasiune în inima unui om care și-a învățat lecția. A treia perioadă din viața lui Moise, a treia etapă din viața lui Moise, se întâmplă la vârsta de 80 de ani. Uitați-vă în adunare la cineva care are 80 de ani și spuneți i fii atent că mai de acum, acum încep slujba și ai 40 de ani de slujbă în față, ai învățat lecția vieții, du-te cu Dumnezeu. Vedeți? Istoria nu se potrivește, măcar că noi vrem să o potrivim întotdeauna. Și la 80 de ani, Moise intră în slujbă. Avea și experiență de prinț, dar era doar amintire. Avea și experiență de om și era doar o realitate. Și acum, la vârsta aceasta, Dumnezeu îl implică în slujbă. Moise, chiar având experiențele acestea două, de câte 40 de ani, la Palat ca Prinț și în Madian, în pustie ca om, el încă nu simte că este suficient de pregătit ca să slujească. Eu știu că există un automatism când asculți predica încât nu auzi nimic, dar eu acum vreau să vă spun ceva. Trebuie neapărat să auziți treaba asta. După 80 de ani de școală, 40 de prins la palat și 40 de om în pustie, Moise spune, nu-s pregătit. Și nici nu iese bine mustața, că gata, el e pregătit. Băi, fraților, s-au întors vremurile invers. Moise, moș de 80 de ani, trece prin toate și numai prin spuma vieții a trecut. Și spune, nu-s pregătit, Doamne! Și uite-te la el, că încă nu are driver license și e pregătit vremurile astea scot niște oameni grozavi din câte înțeleg. Ei să știți că atitudinea asta ne norocește biserica și ne norocește familia și ne norocește societatea. Mândria și îngânfarea asta cu care îi pompăm pe copii să creadă că înainte să vorbească îți deștepți. Ascultați-mă, când un om nu trece prin suferință, poate să aibă școală câtă vrei, că școala e bună, dar nu-i destulă. Când un om nu trece prin singurătate și prin anonimat, când un om nu rămâne odată în viață singur cu oile, să se vadă ultimul om de pe fața pământului și să-și piardă epoleții, omul acela încă nu-i încercat și încă nu este om întreg. Moise a trecut prin toate astea, de aceea el știe ce înseamnă să-ți bagi în cârd cu Dumnezeu, adică să intri în relație cu Dumnezeu. Și el spune, Doamne, nu, pentru că ție îți convine că ești puternic. E ca și cum vreți să-mi spuneți mie Luigi, hai să facem întrecere. Fratele Petru îmi spune mie lui, hai să facem întrecere. Și eu îi spun ok. Și eu sunt aici și fratele Petru ea, e singura diferență, el e că el e în mașină și eu sunt jos. Și spune 1, doi, trei și... Mersi. 1, 2, 3 și la el în mașină e diferit de mine care sunt pe jos. Cum să mă întrec eu cu el când el e în mașină și eu pe jos? Care muritor poate să fugă cu 100 de maiile pe oră? E așa e când te cheamă Dumnezeu să lucrezi cu El. Păi ție îți convine, Doamne, că Tu ești Dumnezeu. Tu nu păcătuiești, Tu nu greșești, Tu nu ai slăbiciuni, Tu știi toate lucrurile, dar pe mine mă e de drept partener și o să te aștept la mine să fiu ca Tine. Doamne, te rog, nu mă pune în situația asta că sunt un om prăpătit. Nu pot! Toată viața o să fiu pe locul doi și toată viața nu o să fi mulțumit de mine. Nu vreau, Doamne, ia pe altul! Dacă ar ști oamenii când se bagă în slujbă ce înseamnă asta, doar li se pare că e aici la microfon și să uite oamenii la ei. De ce Moise a vrut să-l refuze pe Domnul? În primul rând a fost nesigur. A fost nesigur. El i-a spus lui Dumnezeu, eu sunt nesigur pe mine, Doamne, cine sunt eu să mă duc? a fost nesigur cu privire la cunoștința lui. Spunea, iată că mă voi duce la copiii lui Israel și nu o să știu ce să le spun. A fost nesigur pe abilitățile lui. Spunea, Doamne, Tu știi că eu sunt bâlbâit, o să mă duc să vorbesc și poporul o să-și dea coate și o să râdă de mine, să zic, și pe bâlbâitul ăsta. Ăsta a venit să vorbească. Cum vrei să cânți dacă n-ai vioară, n-ai orgă, n-ai nimic, cu ce să cânți? Mă refer instrumental. Să zică cineva, fratele cântă un instrumental și fratele vine în față cu mâinile în buzunar instrumental, cu mâinile în buzunar. Ei, Moise a fost nesigur cu privire la statutul lui, la personalitatea lui, la cunoștințele lui, la abilitățile lui și a fost de asemenea nesigur datorită oamenilor la care îi trimitea Dumnezeu, că el îi cunoștea. Și uitați ce spune el, uitați ce spune el, Doamne, eu mă duc la oia, dar oia nu mă cred. A știut el săracul ce spune? Probabil că a știut. Din pricina asta Moise a fost nesigur. A știut că e om, a știut că nu știe destul, a știut că nu poate cum trebuie și a știut că oamenii la care se duce nu, va fi, nu vor fi mulțumiți de el și îi vor găsi cuin, îi vor băga bețe în roate, îi vor găsi nod în papură și nu-l vor crede. Lucru care s-a și întâmplat. O viață mai chinuită ca al lui Moise, probabil numai David a avut. În sfârșit, Privind la toate lucrurile acestea, vedem totuși că Dumnezeu nu în plăcere, nu în condiția de prinț, nu într-o absență a necazurilor, a cârtirilor, a împotrivirilor îl duce pe Moise, ci din potrivă. Îl ia din puf și îl duce în mijlocul unui popor care a cârtit toată ziua, de când au ieșit din Egipt până când au murit în pustie, că în țară n-au intrat. Noi spunem că poporul care a ieșit din Egipt a intrat în Canaan. Fraților să nu mai spunem asta, că nu e adevărat. Poporul care a ieșit din Egipt să știți că n-a intrat nicăieri decât în pământ. Copiii lor au intrat în Canaan, nu ei. Ei s-au învârtit în pustie și intenționat i-a pus Dumnezeu să se învârtă până li se epuizează viața, pentru ca necredința pe care au manifestat-o și a fost interpretată blasfemie de Dumnezeu să fie plătită prin moartea fizică. Aș vrea în această dimineață să încheiem gândindu-ne la următoarele aspecte practice. Și noi am ieșit din Egiptul păcatului. Și noi mergem spre țară. Nu vreți să vă gândiți la următorul lucru? Noi unde ne vom opri? În țară sau undeva lângă ea? Credeți dumneavoastră că necredința care atunci l-a dezonorat pe Dumnezeu? cu timpul Dumnezeu a început să o accepte? Și în generația noastră nu mai are pretenția asta? S-a modernizat Dumnezeu? Ascultați-mă, frați și surori, nu-i suficient nici să predicăm, nici să cântăm, nici să venim la adunare, măcar că azi de dimineață a fost fundamental. Da? În sfârșit, învățăm din toate. Nu-i suficient, trebuie neapărat să avem credință. Să nu ne supărăm pe Dumnezeu și să nu cârtim dacă în viață trecem prin necazuri pentru că necazurile ne învață o parte a vieții pe care n-am știut-o până atunci. Necazurile ne dau jos din starea de prinți și ne coboară cu picioarele pe pământ unde trăiesc oamenii care sunt chemați în slujbă. Niciodată un prinț nu o să fie chemat de Dumnezeu în slujbă. Ascultați-mă, înțelegeți ce vreau să spun prin prinț? Niciodată un prinț nu va fi chemat în slujbă, niciodată! Pentru că la, nu iarde de să slujească, iar de să fie slujit. Prinții nu vin să slujească. Prinții spun, hei, aranjează-mă un pic că asta fac prinții, de aceea nu-i cheamă Dumnezeu să slujească. Dumnezeu ia pe prinț, îl pune în presă și apasă până nu mai e nici nu mai miroasea prinț. Și atunci îi spune, acum du-te și slujește. Procesul acesta e un proces lung, dureros, complicat și probabil că la modul absolut nu se finalizează niciodată. Acesta a fost Moise. Însă înainte să plec, întreb: Doamne, dacă ăsta a fost Moise, eu cum sunt? Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.bethany.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.